Salutare, prieteni! În tutorialul de astăzi o să vedem cum ne putem conecta de la distanță către mașina noastră virtuală care rulează pe Linux. Hai să începem! Începem tutorialul de astăzi prin terminal. În primul rând, hai să ne gândim ce avem de făcut. Păi, odată, noi suntem aici în mașina virtuală și scopul acestui exercițiu ar fi să ne conectăm direct de pe hostul principal. Fie că avem sistemul de operare macOS, fie că avem Windows, ar fi mult mai util să ne conectăm direct din de pe desktop, fără să trebuiască să facem această tranziție tot timpul, să intrăm în mașina virtuală și apoi să revenim. Cum putem face asta? Păi, în primul rând, ar trebui să instalăm un server SSH, pentru că acesta este protocolul pe care noi îl vom folosi pentru a ne conecta de pe sistemul nostru principal pe acel Linux. În cazul ăsta este unul fericit, că avem interfață grafică, dar sunt anumite mașini virtuale care nu au așa ceva, pur și simplu au linie de comandă, iar nu este foarte friendly, nu este foarte flexibil modul în care putem da anumite comenzi din VMware sau din VirtualBox, depinde de mediul în care este virtualizat. Acum, ce trebuie să facem? Trebuie să creăm un server, să instalăm un server pe această mașină virtuală care se numește un server SSH. Hai să vedem cum facem asta. Dacă ai urmărit tutorialul trecut, ai putut să vezi cum putem instala acest server folosind apt-get. Vom da comanda apt-get install și vom instala pachetul OpenSSH. OpenSSH server. Dăm install. În momentul de față, acest program a fost instalat. Să verificăm o dată, dau comanda netstat-tlpn pentru a vedea toate aplicațiile care rulează pe acest Linux. După cum poți să vezi, aici am deja serverul meu care rulează. De unde știu? Știu că e pe portul 22. SSH-ul rulează pe portul 22, iar mai jos poți să vezi, am portul 80. Ce înseamnă portul 80? Traficul web. HTTP înseamnă că am pornit și un server web pe această mașină virtuală. Să verificăm partea cu server web. Intru în browser repede și scriu localhost. Și după cum poți să vezi aici pe localhost, îmi apare un site pe care l-am. Acum să vedem cum putem face acea conexiune de pe desktop-ul meu în mașina virtuală. Păi, eu aici odată am terminal. Dacă nu aș folosi terminal pe Windows, poți să folosești PuTTY sau SecureCRT, ce program dorești, te poți conecta direct. De ce am nevoie ca să mă conectez? Păi, în primul rând, am nevoie de IP. Voi da comanda ifconfig pentru a vedea ce IP am pe această mașină virtuală. Am 172.16.59.171. Dăm comanda SSH Ramon Arond și aici voi pune IP-ul 16.59.171. Enter, aici îmi cere să introduc parola, voi scrie parola. Ok, și după cum poți să vezi, am intrat pe aceeași mașină virtuală, ifconfig, aici este vorba de exact același sistem de operare, aceeași mașină virtuală. Iar de aici încolo mă pot juca, pot să dau anumite comenzi, pot să văd unde mă aflu. Mă pot duce pe desktop și pot să-mi fac treaba mult, mult mai simplu, pentru că am direct acces, nu mai trebuie să fac tranziția asta tot timpul. Dacă vreau, de exemplu, să opresc acest server, voi da comanda service SSH stop și apoi netstat-tlpn din nou, pentru a vedea dacă mai am. Aici, după cum poți să vezi, nu mai apare acel 22 care apărea mai înainte. Revenind pe macOS pe desktop, pe hostul principal, aici, după cum poți să vezi, încă mai am acces pe el, deci încă sunt conectat, dar dacă voi da exit, voi ieși și încerc din nou să mă conectez, îmi spune că SSH connection to host was refused, deci connection refused. De ce? Pentru că serverul practic l-am oprit, așa pot să spun că am oprit un anumit serviciu, am oprit serviciul SSH. Dacă dau din nou start, dăm din nou netstat-tlpn pentru a vedea ce servicii rulează. Am din nou portul 22 aici, aici îmi confirm că este vorba de SSH. Dăm din nou aceeași comandă, introduc parola și sunt din nou logat. Da, este un feature foarte tare pe care te invit să-l testezi, să te joci cu el. Lasă-mi un comentariu, spune-mi ce părere ai, abonează-te la canal și ne vedem la tutorialul următor. Mult spor, salut!